Băi, Pufi, ceva nu dormi? Obosești toată ziua asta, tu și pe acolo cu mine astăzi. Obosești și îndoarme să... Pufi, banan, nan, pufalin, pufiți, ce faci, banan? Dorim. Toată ziua asta tu seara cu tinui. Ce faci, doamna Mariță? Bine, tu? Uite cu lea cu Pufi, că toată ziua asta tu în vânt acolo la betoane și el. Și noi unde stăturăm? De păzâi acolo. Și el nu stă tu cu tine. E butură. E unde stătui? E de dus să mănâncă și el ceva. Nu vrea. Nu vrea nimic. Hai, Pufi. Mergem la fănică, da? Au, mamă. Pufie doarme, o să se aia. Au, și mă doare și pe mine spate. Bă, fănică. Sună. Domnicu Pufi, bă, doarme cu pula în sus, așa, la căldură și el. Toată ziua muncii săra cu Pufi cu mine, asta, tu-mi vânt. Închide că mi-a frig. Să frig. Păi stați la poartă acolo. E păzit să nu intră Care ai mii? Animalele tăi. Animalele ai mii. Pe unde sunt câinei mari? În ceaieri, pe poartă afară. Calul și cu Rex. Unde-s fănică câinii? În spate. Unde-s spate? Tu, Mărie, poți să la căței? Da, de dădui de mâncare popiți. De dădui? Bravo, Mărie, ține cu mine. Vei? Mărie, gata, tu ai grijă cu căței mei. Îți mulțumesc din suflet. Hazamu, sudar. Bă, fănică, bă, fănică, să mai facem și noi grupul ăsta în seara asta, să-l punem mai târziu. Pe la 10, ce zici? Da. A? Vă zic pe tată tău, cu mamă ta, cu sterică, prin oraș, să plimbau și ei. Și guri, pe, ca pe la gard roșu, pe acolo, comandat tată tău, 40 de mici. Mamă. Ceafă de porc, cârnați de porc. Păi prinsă carne de România, cred că de aia. Găsesc acolo un restaurant. A, fănică, vrei să facem o afacere? După ce pleacă papu Ticolea de la tine, pune câinii la vânzare pe OLX. Care câini? Păi ai tăi. Pe capul și pe aici. Da, unde spate flori. Păi tu știi ce-ai spus la mine, pleci din mine pe canul meu. Zi. Că de ce nu filmai câinii astăzi? Ce se întâmplă cu mine? Și tu ce ai spus? Mai bine dacă filmam câinii decât pe tine, auzi. Așa da. Spus, da. Hai tăi încolo. Că mai acest au câinii decât tine. Păi, de ce o filmați pe doamna Marita și nu filmați că sunt dacă te dau? Vezi tu ca vine. Așa spus? Da. Așa spus. Nu-ți convine. Mărie, te rog frumos. Mergi cu mine acum în bucătărie. Luăm niște carne din frigider. Mai avem rândă de ea. Pentru că nu mai avem. Să le tăi mișilor, dar mai avem ceva pe acolo. Vă zic că dite mama, dar niște cârnați i-a fumat. Să le dăm cârnați? Da. Să dăm să mănâncă și ei, fănică, nu? Pleacă mâncare bobiță. Îți prieteni nu și ei? Mâncare, mâncare. Ce mâncare? Ce mâncare? Răbdări, uscături. Răbdări. Să vezi ce îți dau, cu prânzul cu tot. Sus. 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 De ce nu vorbești cu mine? Ce mă întrebi pe mine? Cum adică ce te întrebi pe tine? Ce vorbești cu mine din cauza câinilor? Nu mai vorbești cu mine? Nu. Ia filmează bănică, să vezi eu. Ce? De la Kevin. Poate. Ha? Păi cum de-ai tu pus la Chevi astăzi? Până acolo la mine e în Chevi. Ne-a pus la toate bomboanele. Ia uite, de-aia mă mănâncă pe mijlie pe alea. Ia. Tai și mi-o țără pe atât, de-aia să mănânc și eu. Păi ce, de la mine nu vrei ea. Tu să știu că nu... Păi da să-ți sop de-o tu, Zorin. Păi ce, de-a mai stat pe alea? Cu las-o chetoful. Aha. Hai să pătim câs. Cu ăsta sop de pătrăjă. Nu. O doresc ar fi la refer.
Ce n-a pierdut? O, dar ce mi-a hazat? Deasupra bunii noastre. Ce, să îmbrăcați ea, să meargă la oraș? Dar mâine nici nu merg cu tine. Eu nu merg cu tine. Du-te singură. Ce? Ai nevoie de mine? Mâine? Nu mă duc. Du-te singură. Nu mă duc cu nicăieri. Numai treabă. Toată ziua. Păi cine te supără, doamna Marici? Tu. Doamna cu cățelul. Tu și cu prietenii tăi. Prietenii mei? Da. Hai să-i aducem-o din casă. Pe cine? Și așa mâncarea ușile țăndări din tocul, florile le lasă mari. Că pune o alte uși. Și așa sunt uși vechi. Vreau să știm toată casa. Da, știm tu. Faci totul. Nici baba nu mai le suportă. Tu știi? De ce? Numai data i s-a săturat. Dă-mi pe asta pe aia să mă duc. I s-a scârbit, auzi, de câinii ăia. Să le dăm undeva. Să le dăm de câinii mei. Da, nu să bădă. Adă-și cuțetul. Pă mănâncă tot. Flori din rădăcine, pământul. Mai e o țâră să scoată leușteanul ăla de acolo. Norocul că am acolo aia, sâta aia pe el. Tot pagubă, tot. Să căutăm acolo, fănică, numărul unui ajiji ăla. Unde am luat câinii. Să-i ducem înapoi la mama lor. Eu vreau să transmit la toți prietenii mei. Am și eu nevoie de 100 de lei să le fac și injecția la căței mei. 100 de lei? Cât e aia? 1 milion. Pentru unul sau amândoi? Pentru amândoi. La căței tăi. Până mi-e 3000 pensia. A, că le dau eu. Dacă mă împrumuta și mine, Mărie, tu? Câte o mătură. Le dau eu câte o mătură, câte o joarnă. Să vezi cât e vaccinul de faci. Fănică, mai ai bani? Nu. Pufii de 10 ani în casă cu noi. Nu vreau să se scoală doarme. Obosit. Nu mai avea nici mâncare, nu nimic. Să nu pună și el mâna pe ceva, să ia din untul, să ducă afară. Să toacă, să roade, să facă pagubă. De ce? Păi dacă e țigan. Țigan. Ăla nu e câine. Mănâncă numai rânză. Îl dor ghință. Îi tocai cu cuțitul frumos. Mâncă? Da, mai dă tu apă. Nu la ăia-i tăi. La turbați ăia-i tăi. Mărie, ce mâncare ai mici? Bobiță. Răbdări. Le dă tu și bobiță. Mâncare uscături. Da. Mărie, o face mai din cap. Nu mâncare nimic. Mă duc acum să văd dacă mâncare. Nu te și treabă. Păi vorbesc veinic. Pufi. Hai, bubă, hai. Unde le pe mine, Iarana? Nu tine. Închideți. Stai așa. E, Mărie, dacă nu, atunci, dacă ei fac hau-hau. Stai să văd eu acum. Căluțu, Rex, mâncare și mai ceva. Mâncare, da? Hai, noapte bună, copii, să fiți cu minți, da? Noapte bună. Gata, Mărie. Mărie. Mâncare. Vezi că nu știu să văd nimica. Da, mâncare, iau cu minți. Îmi spuse, mâncare... Negete Maria, ciorbă, fritură, dar voi ce mâncați aici? Uscături. Semințe mănânci. Eu la noapte dorm cu lea în patul meu. Cu unii? Cu lea. Și eu cu cine tu? Și așa nu... Mă duc și domn cu Rescu. Nu? Hai rog acolo, cu tu.
Ia zi, Mărin. Ce să zic? Nu spui nimic tu la prietenii mei. Spune salutări din partea mea. Toată ziua îi salut. Când îi salut? Pe fiecare zi. Pe când îi salutat tu? Îți trebuie o problemă. Ha? O văzut pe soacă ta pe glob. Acum a pus-o. Ia băgați-vă să vedeți ce zice. Fură la plimbare, să se distrează și ei și ei prin oraș. Da, mâncare mici, mâncare cârnăciori de porc. Prinsă-l și ei România. Da. România. Mâncare, da. Doamna Marița. Da. Ce mâncăm și noi în seara asta? Taci, că ne culcăm. Iar taci, că ne culcăm. E noapte afară. Noapte. Fă-ne și nouă o mămănică cu brânză. Ce scuzești? O mămănică așa, călduță cu brânză. Nu văd că mi-a dus eu, mâncă. Din porția mea, că nu mănânc. Fănică, ai mâncat și tot țără, ouă cu mămănică, nu? Da. Ia uite, mănâncă și copilul. Știi, eu că nu mănâncă. Cum să nu mănâncă? Ca seamănă cu bunica. Nu mănâncă ori. Cu bunica. Bă, Fănică, mi-a părut o poză cu tine când erai tu mic. Da, unde eram acolo? Nu mai știu niciun. Unde mănâncai puiul. Unde ne-am bătut pe pui. Ai vrut un pui întreg. Și eu luasem jumate. La cor, nu știu. Îi luasem un jumate de pui și n-a vrut să mănânc, a dat cu el în pământ. Vreau un pui întreg. M-am dus și am luat alt pui întreg. Când da la jos, am avut bătaia ca o să n-aveam la ce dami parpanea nitoana. Să dacă o să mă îngăia. Morți pe pâinică. Și duceam pe Fănică la jucării, la joc. Știi, Fănică? Te băgam acolo și lăsam acolo și plecam de acolo. Veneam și luam după o oră, două. Dar mai mult stăteam pe lângă el pe acolo, eu, da? De ce mă băgeam? Aveam și noi apartamentul nostru unde stăteam. Asta e viața, fraților, ce am fost dacă și ce am ajuns. Acolo, nu mai stăteam acasă. Am fost și noi ca florile și am rămas ca ciorchi. Ce să mai zic? Ia uite, doamna Marița mănâncă și ea smâță. Și ce doamnă? Maria mănâncă și ea mâță. Fănică mănâncă piele. Prinsă și broșine. Nu erau acolo. Da, unde erau? Vacanță. Vacanță? Ce? Eu n-am știut că să duc și broșine în vacanță. S-a dus și la rude, la... Așa punem acum titlul. Broștii l-au plecat în vacanță. Punem. Păi dar te-ai dus tu, le căutași pe fiecare în parte. Da. Și nu găsești niciuna din rasa lor. Păi cine dracu să bănga în urnița aia acolo? Păi dădu-i o proasă care se prinde cu ei. Proasă? Da. Încăutată așa Cea mai bună mâncare de broșchiță. Păi cine a mai mâncat? Eu. Broșchiță? Da, acum să mănâncă. Uh-huh. Pui alea, sunt și să ia cotoaiele așa, cum să mănâncă. Vrei să fac eu mâine? Nu vreau. Uite, eu mâine mă duc personal, fac un glob, le adun, le opăresc, le curăț, le prepar. În bucătăria mea? Da, unii. Și le fac cu mușnei și de n-ai mâncat, i-ai sparge tu, ție îți dau primă. Așa vreau eu. Așa vreau eu. Ce, cu forța? Cu sâla? Da. Nici gând. Nici gând. Pofta-n cui. Da. De ce te certași cu mama astăzi? Nu mă certai. De ce? Că cerușea 10 cafele de la tine. Păi tu te supe pentru 10 cafele că îi dai la mama. Păi când avem și noi o treabă, când avem și noi pe cineva, atunci aia să jia. Păi munceai. Fă-mi cafea. Dar îi dai eu de bună voie. Păi ceri și ea de la tine, pentru că ești noră ei. În cana de ceai, eu îi pun două. Păi ea nu cere de la tine, ea cere de la Maria. Ea strigă pe Maria, dar Maria nici nu ia ce când strigă ea. Deci așa strigă da. Marie, dă-mi apă, dă-mi ceai, dă-mi cafea. Mă dă măie frumos. Îi pusă-i acum în coș. Îl dătui afară coșul. Acum când te încertai cu ea, ea strigat pe Maria. Aha. Și pe urmă tot îmi dătui o cană de ceai atâta. Mare. Păi cerea iar cafea. Păi, dacă ea vrea să bea, dă-i cafea. Păi moare. Nu moare așa îndată. Nu? Când o muri, moare ea singură. Prea de tot. Cafea.
Păi, dar tu te supăr pentru 10 cafele, că de-aia la mama mea 10 cafele pe zi. Asta e cafea? Hai că mai dăm noi 2, 3. Dacă ea de tocume, ea pe mie e bătrână. Păi, baba e sănătoasă, bea 10 cafele. Ia spune, cum ai găsit-o cu fiica? Ce țuică? Că mi-a zis bunică dacă ai prins-o, că a avut țuică, a beut țuică. Nu, acum mai e mult. Mai e mult. Găs-o pe acolo unde nu mai am găsit sticla de suică. Tu ai găsit-o, nu eu. Da. Într-o zi s-a trage și ea la Damijani. Și de ce să nu treacă? Să treacă. Lasă să treacă. De ce să nu treacă? Păi mai poate? Da. Poate, cum să nu poate. Așa că vă transmit eu foane de la Straia pentru toți prietenii mei. Noapte bună, dragi prieteni, noapte bună, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că v-ați abonat la canalul nostru de YouTube, Fanii de la Straia, și dacă poate am vorbit și noi ceva greșit, te cer mii de scuze. Dar ăștia suntem noi, Fanii de la Straia, filmăm ce facem. Nu putem filma altceva ce nu facem. Aici sunt cu doamna Marița, cu domnișoara Măriuca, cu Fănică Juniorul, cu Pufi, cu Calu și cu Reis. Și mai e și doamna Bria originală. Și afară de unde e? Afară s-a plecat. Da. Vă spunem încă o dată, noapte bună, prieteni.